În primul rând, mulțumesc că sunteți aici. E foarte frumos. Adică e impresionantă grădina și clădirea și tot. Mă bucur să fiu aici. Mă bucur să fiu, adică să văd atât de multe fețe familiare, fie din staff, echipă extinsă, bineînțeles să-l am aici pe antrenorul meu lângă mine. Ce aș vrea eu să spun? Pentru că acum ascultă toată lumea. Unde am microfonul ăsta acum? Măi, trebuie să facem sport. Trebuie să facem mai mult sport în țara asta. Trebuie să meargă din ce în ce mai mulți copii la sport, la not. Important e să facă mișcare. Va vorbi mai multe despre asta antrenorul meu, despre cum e nevoie de mai mulți bani investiți în sport, despre infrastructură și... O să las detaliile astea pentru el, pentru că se pricepe mai bine decât mine, dar ce vreau eu să spun cel mai important este felicitări tuturor celor care au concurat până acum, felicitări celor de la canotaj pentru medalii, vă rog chiar. Felicitări nouă, pentru că știm cât de mult am muncit noi împreună cu, adică noi sportivi împreună cu familiile și echipele noastre, știm cât de mult am muncit să ajungem aici. Numai noi știm. Adică poate că o să fim lăudați, recompensați, toată lumea o să se bucure pentru succesul nostru, dar numai cine a trecut prin așa ceva și apropiații lui știe, domnul Covaliu de față știe la fel de bine. Numai noi știm, de fapt, toată munca care e în spate și sunt foarte mândru de noi. Deci vreau încă o dată să vă aplaud. Da? Merită. Și sunt mândru și de mine.